A ieșit până la poartă și a ajuns la spital. În acest weekend, un minor de 16 ani a fost înjunghiat de către un alt tânăr de aceeași vârstă. Cei doi ar fi avut o discuție în contradictoriu. Incidentul s-a petrecut într-un cartier mărginaș din Drobeta, Turnu Severin. La fața locului s-a deplasat echipa operativă a poliției, care în urma verificărilor efectuate a stabilit că pe fondul unor discuții în contradictoriu a existat un conflict spontan între doi tineri, în urma căruia un minor de 16 ani a fost lovit de un alt tânăr cu un obiect înțepător în zona membrelor inferioare, după care agresorul a părăsit locul incidentului. Tânărul a fost transportat la o unitate medicală pentru acordarea de îngrijiri de specialitate. În această seară, poliția municipiului Drobeta, Turnu Severin, a fost sesizată de o femeie cu privire la faptul că fiul său, în vârstă de 16 ani, a fost lovit cu un obiect înțepător de un alt tânăr. La fața locului s-a deplasat echipa operativă a poliției, care, în urma verificărilor efectuate, a stabilit că pe fondul unor discuții în contradictoriu a existat un conflict spontan între doi tineri, în urma căruia minorul de 16 ani a fost lovit cu un obiect înțepător în zona membrelor inferioare, după care agresorul a părăsit locul evenimentului. Victima a fost transportată la unitate medicală pentru acordarea de îngrijiri de specialitate. Polițiștii au un cer de suspecți. În cauza a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire și alte violențe. Polițiștii continuând verificările pentru identificarea agresorului și luarea măsurilor legale. Polițiștii au un cerc de suspecți, iar în urma verificărilor a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire și alte violențe, cercetările fiind continuate pentru identificarea agresorului și luarea măsurilor legale în privința acestuia.